Pe pagina linia 515.wordpress.com se arată că, după ploile abundente din această primăvară, bălătiile au acoperit în multe locuri calea ferată Dornești-Putna aproape complet. Deși circulată de 6 trenuri pe zi, de luni până vineri, uneori îți dă impresia de linie închisă și abandonată, când, de la distanță abia zărești șinele sub iarbă, de traverse nu mai vorbim, notează administratorii paginii. Potrivit postării, în contextul descris, regionala CF Iași a decis ca erbicidarea sectorului Dornești-Rădăuți-Gălănești să aibă loc mecanizat în perioada 20-22 mai, adică de luni până miercuri în săptămâna ce urmează. Zona de erbicidare va fi de minim 2,5 metri de la axul căii ferate. Erbicidarea se va efectua cu un vagon special. Nu este nimic senzațional, dar nu vă apropiați de zona în care se execută erbicidarea, de vagon sau de axul căii ferate imediat după erbicidare, deoarece este un proces chimic și totodată toxic. De asemenea, feriți copiii și animalele din zona de acțiune. Atenționează linia 515.wordpress.com. Calea ferată bucovineană Dornești-Putna a fost construită în 1889. Are o lungime de 39 de kilometri și desparte municipiul Rădăuți în două, trecând chiar prin centrul orașului. În 2012, circulația a fost oprită, apoi redeschisă în august 2018.